În prima zi a maratonului din Brăila, peste 450 de localnici au venit la mall să se vaccineze. Eu nu am venit aici pentru că m-a încurajat cineva sau pur și simplu pentru sănătatea mea. De ce nu v-ați vaccinat până acum? De ce nu? Că mi-a fost frică. Cei veniți pentru imunizare au fost stimulați și de voucherul de 100 de lei pe care îl primesc după vaccinare. În comuna Ciugud din Alba, unde procentul de imunizare depășește 40%, este organizat un maraton de vaccinare mai inedit. Ca să le amintească oamenilor de vremurile în care puteau să se întâlnească fără nicio restricție, organizatorii au proiectat pe un ecran înregistrări din festivaluri de folclor din anii trecuți. Caravana de weekendul acesta de vaccinare se numește Șezătoare pentru Vaccinare. Suntem aici pentru a le crea o atmosferă cât mai plăcută în timpul de așteptare până la intrarea în sala unde vor fi vaccinați. Sunt la a treia doză, s-a stat foarte puțin, merge foarte repede totul. De ce ați venit să vă vaccinați? În nădejdea că ajut să ducă răul de la noi. Trei maratoane de vaccinare au loc și în județul Hunedoara, în cele mai mari localități, Petroșani, Deva și Hunedoara. Cei care vor să se vaccineze pot alege serul Pfizer sau Johnson & Johnson. Am vaccinat copilul ca să meargă la școală și să fie bine. Am mers la medicul de familie, am consultat-o, e ok, chiar ne-a recomandat. Am venit la rude și rudele nu mărsa să fie până nu fac vaccinul. Și vă simțim mai în siguranță având vaccinul? Extraordinar. Ce contează la momentul acesta este ca numărul celor care se vaccinează să crească în așa fel încât să ne apropiem de pragul acela în care cât de cât să ne asigurăm un bazin de pe populație vaccinată care să permită reducerea cazurilor severe. Maratonul vaccinării se încheie duminică seară.